Salut, sunt Adrian Boioglu și astăzi vom vorbi despre Boio.ro Awards. De ce abia acum, de ce la mijlocul de an? Pentru că avem o ediție, ca să zic așa, influențată de această criză coronavirus. Plănuiam ca Boio.ro Awards să aibă loc undeva, să fie decernate premiile pentru cele mai bune aplicații, eu știu, software, dar vorbim și de hardware aici, undeva la începutul anului. La începutul anului lucrurile s-au precipitat puțin, n-am reușit să le fac, după care a venit criza aceasta coronavirus și am fost nevoit să amân totul până, iată, aproape de sfârșitul lunii mai, atunci când s-a terminat toată nebunia asta, toată starea de urgență din România. Bun, software-ul, hardware-ul despre care vorbim astăzi, toate acestea sunt chestii care ne-au marcat în 2019, așa că toate sunt lucruri pe care le-am folosit în 2019 și începutul de an 2020, dacă iată am ajuns până în luna mai. Înainte de orice, trebuie să vă spun că Boio.ro Awards are deja o istorie frumoasă, sunt niște ani buni în care am decernat aceste premii pentru aplicații, pentru partea de software, așa cum vă spuneam, dar și pentru hardware. Toate s-au întâmplat pentru că am vrut ca și voi să vedeți care sunt cele mai interesante aplicații, cele mai utile aplicații și cele mai bune device-uri, când vorbim de hardware, pe care Apple sau alte companii le-au lansat în această perioadă despre care noi vorbim. Începem cu premiul pentru cea mai bună aplicație de Mac. Din punctul meu de vedere, în 2019 am avut mai multe aplicații care și-au făcut cumva apariția. Sunt aplicații pe care le folosesc zi de zi, aplicații cu care stau deschise aproape non-stop pe computer, dar una dintre ele la care am făcut pasul, cel puțin eu în 2019, a fost Notes. Da, aplicația Notes este, din punctul meu de vedere, cea mai bună aplicație care a fost regândită de către Apple în acest an. De ce spun că Notes a făcut în sfârșit pasul către o aplicație foarte bună? După cum bine știți, Notes era doar pe telefon inițial, a apărut și pe Mac mai târziu. Eu eram nevoit, ca și voi de altfel, să folosim alt gen de aplicații pentru a sincroniza notițele de pe telefon pe computer. În cazul meu foloseam combinația NVAlt pe computer și Simple Note pe telefon. De ce spun chestia asta? Pentru că Simple Note pe computer nu era o aplicație așa cum ar fi trebuit să fie, nu mergea atât de bine. Nici partea de sincronizare poate nu era cea mai fericită, nici fonturile, nici interfața aplicației, cu toate că este una simplă, ea nu era chiar atât de fericit desenată de către developeri. Când am trecut la Notes, am trecut din două mari motive. Pe de-o parte, pentru că aplicația în sfârșit merge și pe Mac și pe iOS și pe iPad, pe iPadOS. Este o aplicație pe care te poți baza și o aplicație în care am pus încă de la început undeva la 300-400 de notițe, arhiva mea de notițe, și automat le-a luat pe toate fără nicio problemă, le deschide și le poți vedea fără nicio problemă. Un alt lucru care îmi place la Notes mai mult decât la versiunea dinainte este faptul că în Notes poți adaugi și poze, nu numai text, și asta face aplicația mult mai bună. În plus, poți să formatezi textul, așa că și acest lucru te ajută. Trecem mai departe la cea mai bună aplicație pentru iOS. Din punctul meu de vedere, la fel, sunt o grămadă de aplicații pe care le țin deschise mai tot timpul pe telefon, pe iPhone, dar acest lucru se întâmplă, cum să spun, se întâmplă de multe ori ca aplicațiile la care te aștepți mai puțin să fie cele mai bune și cele mai utile. Din punctul meu de vedere, cea mai bună aplicație din anul care a trecut pe iOS este aplicația oferită de Apple și de această dată, este vorba despre Apple Wallet. De ce spun chestia asta? Este o aplicație care își face pur și simplu treaba. O aplicație simplă în care eu mi-am adăugat numai puțin de, cred că, 6 carduri de muncă și personale, inclusiv cardul de Revolut a intrat în această aplicație și plătesc cu ea de fiecare dată acolo unde mă aflu. Marele avantaj este că dacă ai un card băgat în Apple Wallet, nu ai nevoie să ai cardul fizic și atunci pot un card, de exemplu, de firmă să-l împart cu soția mea, ea să aibă cardul fizic și eu să-l folosesc prin Apple Wallet și să plătesc cu el absolut oriunde. Această aplicație Apple Wallet este bună și pentru alte lucruri,
printre altele biletele de avion, eu le adaug în aplicație și mi este mai ușor atunci când mă aflu în aeroport să deschid biletul de avion, să-l arăt, el poate fi scanat direct de pe telefon prin Apple Wallet, acel cod de bare, cod QR care apare pe biletul de avion este mai ușor citit de aparate decât dacă ar fi citit de pe un bilet care poate s-a murdărit sau este mototolit și așa mai departe. Apple Wallet este aplicația anului 2019 din punctul meu de vedere pentru iPhone. Trecem la iPad și la noul iPadOS. În 2019 am văzut această diferențiere pe care Apple a făcut-o între iOS pentru iPhone și iPadOS pentru iPad, iar din punctul meu de vedere iPad-ul în ultimul an nu prea a fost un device pe care l-am folosit atât de mult. Chiar acum, odată cu coronavirusul, l-am pasat copiilor pentru că fata mea are nevoie să-și facă lecțiile și iPad-ul era ideal pentru așa ceva, putea să-și și citească, eu știu, o poezie sau o poveste de pe el, dar putea să-l folosească și pentru lecții interactive pe platforma Servio, pe Zoom sau pe Skype cu învățătoarea. Bun, un lucru care s-a schimbat odată cu iPadOS și care a devenit la fel de bun sau aproape la fel de bun ca și pe Mac, este browserul Safari. Safari este aplicația anului pe iPadOS. De ce spun chestia asta? Pentru că Safari a căpătat o grămadă dintre funcțiile pe care le regăseam pe Mac. Nu mai spun de faptul că se sincronizează cu versiunea de Mac și atunci este un browser foarte bun. Are shortcut-uri, keyboard shortcuts, atenție, pe care Apple le-a implementat odată cu noua tastatură pentru iPad, dar mai mult decât atât are o grămadă de funcții pe care nu le regăseam înainte în versiunea simplă de browser de pe telefon. Este un browser puternic, un browser solid, care își face treaba foarte bine și care acum odată cu apariția noilor tastaturi pentru iPad poate fi folosit la fel de bine ca și un browser de pe computer. Am să trec în fugă peste cea mai bună reclamă din 2019, pentru că vă invit să o vedeți puțin mai jos în acest articol. Este o reclamă care vorbește, e mai mult decât o reclamă, pentru că nu are doar 30 de secunde. Este un clip de câteva minute care vorbește despre cum poate să te ajute Apple Watch să treci peste momentele de criză din viața ta, și nu mă refer la o criză gen coronavirus sau de crize de nervi, ci de problemele de sănătate. Un clip care vorbește despre cum anumite persoane care au avut, de exemplu, probleme cu inima au fost ajutate de Apple Watch să ajungă la medic în timp util. Persoanele fie au putut să sune de pe Apple Watch, fie au detectat o anomalie a, eu știu, bătăilor inimii și în felul acesta au putut să ajungă în timp la medic și să își salveze viața. Și trecem la ceea ce probabil l-așteptați cu toții, și anume aplicația sau, eu știu, device-ul anului 2019. 2019 Best of All la boio.ro Awards este nu o aplicație, nu vorbim despre software, ci vorbim despre hardware. Da, în 2019, sfârșit de 2019, început de 2020, am văzut noile MacBook Pro de 16 inch. Am văzut în 2020, la început, MacBook Air-ul redesenat și refăcut cu o tastatură nouă. Am văzut chiar în 2020, mai târziu, prin aprilie-mai, MacBook Pro-ul de 13 inch, care și el are o tastatură nouă și poate fi numit în sfârșit Pro, pentru că are toate caracteristicile unui computer profi pentru profesioniști. Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, cel mai bun device sau cel mai bun lucru pe care l-a lansat Apple și nu numai în lumea asta tehnologiei în 2019 este vorba despre AirPods, da, și în special varianta Pro, AirPods Pro. Sunt căștile acelea wireless pe care Apple le-a lansat și pe care le folosim cu toții atunci când vrem să ne eliberăm, ca să zic așa, de fire, vrem să ne eliberăm de, să mai stăm cumva legați de telefon. Sunt niște căști care merg cu Siri, care merg prin atingere pentru anumite funcții de oprire sau pornire de muzică, de comenzi pentru Siri. Sunt niște căști excelente. Ai libertatea de care ai nevoie de mișcare, ai scăpat de fire, ai baterie destul de bună, autonomie excelentă, zic eu, pentru aceste căști foarte, foarte mici, cu o baterie foarte mică în ele, și mai mult decât atât,
ai o carcasă ușor de folosit pe care poți să o pui în buzunar, să uiți de ea și poate să-ți încarce căștile ori de câte ori ai nevoie. Din punctul meu de vedere, AirPods și în special AirPods Pro cu noise cancelling și toate funcțiile pe care le au aceste căști sunt device-ul anului 2019 din toate punctele de vedere cel mai bun lucru pe care Apple l-a lansat în ultima perioadă. Bun, acestea au fost 2019 Boyo.ro Awards. Dacă ai și tu aplicații preferate, dacă ai și tu device-uri preferate de la Apple sau din altă parte, vreau să le scrii fie în comentariile acestui video pe YouTube, fie pe Facebook, pe pagina oficială Boyo.ro, care este facebook.com/boyoro, fie în comentariile acestui post de pe blog. Te aștept și în grupuri, avem un grup de Apple și unul de tehnologie, haideți să discutăm despre toate acestea, să-mi spui care sunt preferatele tale sau să spui dacă îți plac sau nu alegerile făcute de mine pentru anul 2019. Sper ca ediția 2020 să fie una și mai interesantă. Vom vorbi despre toate acestea undeva spre sfârșitul anului 2020, început de 2021. Să fim sănătoși până atunci, să ne păstrăm, eu știu, bucuria de a folosi tehnologia pentru a ne ajuta atât în munca noastră, cât și în ceea ce facem de zi cu zi. Până atunci, eu sunt Adrian Boioglu. Pentru Boyo.ro, vă doresc o zi mai bună!